Oameni cu băutura, oameni care să cânte și pe Cătălin Oprișan. Ole! Ole! El a terminat la Cervantes și este, cum să zic eu, foarte ancorat în ce înseamnă spaniolitatea din România. Zic bine? Da. Pentru că te ocupi de sport. Pentru că de ce? La bază. Te-am rugat să te pregătești astăzi și din această sferă. Rabură, da. Te rog. L-am găsit pe Claudel Răducanu. Toată lumea știe cu blog, notes, cu... Astea sunt fumate deja. Glumele vechi, da. Glumele vechi, cum a venit el în Gara de Nord și pentru că nu mai era florăria și Derbedeii se sebănă întâlnind la florărie, era panipatul. Acum s-a dus la prima florărie de pe Golescu, de acolo, după Dimitru. A stat o zi întreagă acolo, nu l-a găsit nimeni. Băi, a stat în fața la florărie. Care florărie, mă, că nu mai este? Glume din astea, cu vlog, note. Dar el a jucat în Spania. Da, a trecut la Spaniol Barcelona, 11 meciuri a apucat, da, și 3 goluri. La primul meci la Spaniol a dat gol. Și faza o știți, uite că o dau și mare. El s-a dus frumos, a marcat golul, după care s-a dus către tribună. Da? Ia să vedeți acum. Imagini vechi, că na, sunt 10 ani de atunci. Claudel, uite, se demarchează frumos aici pe partea asta, se demarcă. Da? Hop, pa, centrila, puf, ia uite-te puțin. Centrila și vine Claudelu și gol. Și după el se duce bucuros, ridică tricoul, se dezbracă, știți faza, da? O cunoașteți? No. Tricoul ăsta, bucurie, o să duce spre tribună, să le arunce lor tricoul, cade tribuna toată cu el. Primul, peste el, da. Primului meci. Primului gol, primului meci. Era Jordi Cruyff, puiul lui Johan Cruyff. Da. Se duce, uite, Claudiu numărul 17 și le aruncă la copii. Da. Luați de aici, azi. Eu, și capul tribuna. El se întoarce și zice, a, stai mă, boți, răniți, să mai stai, e un gol numai, da. Fac, bă, da. Ăia răniți, a luat cu tărgine, cu astea, plin de sânge, bă. Acum, până să ajungă aici, așa, se întoarce, el s-a întors să mai numere, băi, care mai respirați, era, bă, 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 Claudele, unii, stai ușor, zici, bă, bun. Primului meci, așa a debutat el. Asta e Caterinca, povestea, nu știu ce, bun, a căzut cu tribuna. Dacă a ajuns acolo, dar mi se pare că v-a mai povestit cum a stat el 4 zile la bec ultraviolete? Nu, băi, ești nebunac, deci fii atent, e împotriva cursului medicinei. Au zis doctorii și au făcut cruce și cu stânga, vorba lui ziarul Click. Deci ideea e felul următor. Prima oară el când a ajuns acolo la... Ei, au zis așa, bă, hotel de 5 stele, da. Barcelona fiind port la mare, hau-hau cu plajă, să-i dăm, zice, omului și un bec cu ultraviolete, că poate vine albinos, așa cum sunt eu, și să se prăjească un pic, 5 minute, să nu iasă din hotelul de șmecher albinos. Da. Claudel a stat o zi, două, trei, el neparlit nicio limbă străină, după 3 zile s-a dus la ăla jos, la recepție, cum era acolo recepția, și făcea semnul ăla, că becul, dar n-a înțeles. Băi, ce ai că merg cu tine sus în cameră, la etajul 11, că nu înțeleg de nicio culoare ce vrei să. Da. Și urcă, mă rog, pe scurt ăla zice, eu m-am bărberit, zice, 3 zile pe întuneric și m-am dus la WC-ul. Bă. Cum mă zice pe întuneric? Păi n-aveți bec. Uite, zice, e de ăsta de 15 vați. Da. Uite, s-aprinde puțin, nu? Da, abia văd. Păi zice, domnule, uitați, aveți două butoane. Ăsta când apăsați aici s-aprinde, ăsta de ultraviolete și vă bronzați 3 minute pe față, 3 pe spate. Și când aprindeți pe ăsta, la altul s-aprinde lumina normal. Ia uite, bă, zice, n-am știut. Deci el 4 zile, au venit medici, au făcut cruce. A zis, domnule, un om care stă 4 zile la ultraviolete, bubuie, n-are cum, face implozie, moare. Deci el se bărberise, acum mă întreb noaptea ce făcea, că eu am înțeles că ținea ușa deschisă la baie, ca să intre lumina de afară. Dar noaptea ce făcea el și a zis, bă, berberiu. Bun, acum îl prezintă la Spaniol și spune, e povestită chiar de Memestoi. Și zice, bă, îi zic lui ăsta, bă, fii atent că mâine te prezentăm, la, acolo el coboară în training de fâși. Mamă, zice, ce ai făcut, mă, frate, cum era el acolo la Oltenia? Și zice, băi, hai, l-au dus la magazin la Corte Inglez, l-au îmbrăcat, l-au prezentat. Acum, să fie frumos la costum, cum sunt toți. Acum a trecut vreo 3 zile de când stăteam în meu. Că el, bă, zice, hai că eu am plecat. Pe unde plec, zice? Eu mă duc acasă. Acasă unde? Eu mă duc acasă, la București, zice meu. Hai că merg cu tine. Paf, le ajung. Ăla tot nu credea, Claudel. Ajung ei la aeroport, acolo meu zice, hai, noroc, sănătate, să pupă. Păi unde pleci, Mimiță? Păi zice, mă, că plec acasă. Păi și mă vine cu imă lăsă aici. Băi, zice, stai să ne înțelege, tu ai semnat cu băieții ăștia, tu rămâi aici. Păi și tu? Păi și eu crezi că stau toată viața cu tine aici? Unde pleci, Mimiță, zice, că nu mă des. Unde mă lași? Unde mă, cu imă lăsă? El a avut și această problemă cu limba. Exact, și a zis, bă, stai ușor, că să uită oamenii ăștia, să ținea de el de picioare lui, așa. Bine, unde nu pleca, bă? Ăia anunța, ultima llamada para el vuelo tarro. Băi, tate, el serior stoica, por favor, băi. Băi, ce trebuie să plecă? Mimiță, nu plecă, nu mă lăsa, bă. Da. De ce să uită oamenii la noi, urât, ce ești nebun, că erau să-l filmeze. De ce n-a fost să-l convins că bebe stoica a plecat cu el de aici, acolo, și că rămâne cu el? Cât e? Un an, doi, trei. L-au ținut 11 meciuri. 11 meciuri și a dat 3 goluri 11 totuși. Meciuri și a dat 3 goluri. Da, ai caramba. Maestro Oprișan rămâne cu noi pentru că astăzi este practic consultant. Da. Sau referent cultural. Referent de specialitate. Referent cultural pe probleme de Spania. Bine, noi mai pe astea de toată ziua, să le înțeleagă lumea, cu Claudel, cu
putem să intrăm. Putem să vorbim după aia, mai încolo, și cu cum s-a cucerit America, cu Cristofor Columb, ca să înțeleagă oameni. Facem cine cultură. Noi cu Claudel.